Ai noroc și ce-a rămas să băgăm la pancreas. Eu sunt Laura și ești pe canalul Pacientul 2.0, locul din online în care găsești informații de calitate, validate medical și explicate pe limba ta. Subiectul de azi se arată grozav. Cum știi că ai pancreasul bolnav? Descoperim împreună care e treaba lui în organism, care sunt principalele afecțiuni pancreatice, care sunt simptomele, dar și complicațiile pancreatitei. Deci, după ce am răscolit video cu video tot abdomenul, am ajuns și la stârpitura asta mică de pancreas. 80 de grame, nici cât pachetul de biscuiți. Și mai și arată ca o limbă. Ca poziție, îl avem în cavitatea abdominală, între două și splină și un organ din ala de ca... fără de care nu se poate trăi. Ce știe majoritatea oamenilor este că pancreasul produce insulină și că este pus la stâlpul infamiei în diabet. Ce nu știe toată lumea că nu nu știe, e că tot limbricul ăsta produce și suc pancreatic, cel care participă la digestie prin transformarea alimentelor pe care le consumăm în combustibilul necesar celulelor corpului. Deci, mic, mic, dar cu două funcții mari. Una endocrină secretând doi hormoni, insulina și glucagonul și exocrină, producerea de suc pancreatic, cum am zis. Un pancreas sănătos produce enzimele corecte, în cantitățile corecte și la momentele potrivite pentru a digera alimentele pe care le consumăm. Când o ia pe arătură și nu își face treaba așa cum trebuie și nu secretă enzimele de care organismul are nevoie pentru a descompune și absorbi nutrienți precum amidon, proteine, grăsim și chiar unele vitamine, se zice că persoana suferă de insuficiență pancreatică exocrină. Asta n-ar fi chiar o tragedie pentru că există o grămadă de medicamente care reprezintă o sursă alternativă de enzime care să ajute la digerarea alimentelor în mod corect. Că uite așa au noroc și unele organe, să le facă altcineva treaba. Dar nu te lăsa și tu numai în baza lor, fie milă de tine și încearcă să mai reduci grăsimile din dietă. Spre binele tău zic! Principalul simptom al insuficienței pancreatice exocrine este diarea. Pentru că onor pancreasul este un incapabil și nu este să transforme alimentele în molecule mici care să fie procesate, așa că ele rămân blocate în intestinul subțire. Pe lângă diaree, te mai simți și balonat tot timpul, îți piere pofta de mâncare și ca urmare pierzi brusc în greutate. Adaugă și disconfortul din partea stângă a abdomenului, acolo unde de incapabilul. Alte principale boli ale pancreasului sunt pancreatitele acută cronică și ereditară și cancerul pancreatic. Hai să vorbim despre pancreatită. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pancreasul s-a inflamat și să fie la furisit că nu se dă de gol din timp prin simptome abia atunci când ajungi în faza acută și îți picioarele până la spital, abia atunci afli și tu că limbricul ți este inamicul. Și de la ce ți se trage? Sunt mai multe cauze, dar în 80% dintre situații sunt de vină ori pietrele la vezica biliară, ori consumul de alcool. Dacă e pancreatită acută, asta apare brusc. Te surprinde și te ia pe nepregătite ca din soarea de ianuarie pe drumari. Ți-o pune de o durere din aia strașnică în partea superioară a abdomenului și dai cu greț, dai cu vărsături. Bine, durerea poate iradia și în bară, în partea stângă sau dreaptă sau poate iradia în spate. În formele severe pot să apară și simptome pe cum, precum, febră, puls rapid, dificultate în respirație și șoc. Poți să te aștepți la un episod din ăsta după una sau trei zile de la o beție, dar de-aia crâncenă în care ai consumat mult alcool într-un timp scurt. E cu internare în spital, nu e altă cale, pentru că nu știi cum evoluează, cum se complică și cum îți poate amenința viața. Mergi, cum la spital, că în câteva zile de tratament te pune doctorul pe picioare. Scopul tratamentului este să-i dea pancreasului pe loc repaus, să se vindece. Dacă ferească, șocolească sfântul, apare vreo complicație, măcar ești unde trebuie și se intervine rapid pentru că face așa un salt în sala de operație. Pancreatita cronică, în schimb, se dezvoltă în timp, în ani de zile, Te consum de alcool, iar afectarea pancreasului este permanentă, nu se vindecă. Adică, nu mai ține pontul cu, punem pancreasul, nițel la odihnă, iei niște medicamente, te hidratează intravenos și pleci din spital sănătos. Nea. O ții numai într-o durere rece, ceea ce scade calitatea vieții. Scaunele sunt grase, cu miros ucigător și cu aderență pe pereții vasului de toaletă am exprimat elegant, n-am zis că l-aș dure. Slăbești de nu te mai oprești și adesea pacientul o în diabet și malnutriție. Ca să o duci mai ușor, va trebui să iei suplimente enzimatice la fiecare masă și să ai o dietă bogată în proteine și săracă în lipide, dar să nu mai fumezi, să nu te mai alcoolizezi. Nu o să-ți prea convină ce crezi. Eu sunt Laura ești pe canalul Pacientul 2.0. Rămâi să afli care sunt complicațiile pancreatitei și simptomele cancerului de pancreas. Dar este sperii întâi puțin cu complicațiile pancreatitei. Că nu așa merge treaba la noi. Până nu-i spui omului că dacă nu se îngrijește cu șeful peste pucioasă se întâlnește, zice, a, las că merge, 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 da, da, merge către un pseudochist de pancreas, care dacă e mare se poate rupe și se complică mai departe cu hemoragii, și cu infecție, merge către infecția pancreasului și a țesutului necrozat din jurul lui, cu septicemie și îndepărtarea chirurgicală a țesutului infectat. Merge către insuficiență renală și dializă, merge către afectarea funcției respiratorii și scăderea saturației de oxigen în sânge, către diabet sau cancer pancreatic. Stai că zic acum și de cancer pancreatic. Cancerele pancreatice precoce, la debut, cel mai adesea nu provoacă simptome. Când apar, cancerul deja a evoluat mult ori s-a răspândit în afara pancreasului. O să spun care sunt aceste simptome, dar ține cont și de faptul că dacă ai unul sau mai multe dintre ele, nu înseamnă că neapărat ai cancer pancreatic, pentru că ele pot fi cauzate și de alte afecțiuni. Cel mai bine este că dacă este prezent vreunul dintre ele, să mergi la medic, să investigeze, să caute cauza, să pună diagnosticul și să trateze ce e de tratat, da? Icter și simptome asociate. Icterul este îngălbenirea ochilor și a pielii. Majoritatea persoanelor cu cancer pancreatic vor avea ca prim simptom icterul. El este cauzat de acumularea de bilirubină, o substanță galben-maro închisă, produsă de ficat. În afară de îngălbenirea ochilor și a pielii, alte semne de icter sunt urina închisă la culoare, ajunge până la maro, scaunele grase și de culoare deschisă care plutesc în vasul de toaletă în derivă și mâncărime de piele. Amintește-ți că nu cancerul pancreatic este cea mai frecventă cauza icterului, mai des este semn al prezenței calculilor biliari, hepatitei și altor boli ale ficatului și căilor biliare. Dureri de burtă sau de spate Durerea în abdomen sau spate este frecventă în cancerul pancreatic. Cancerele care încep să se dezvolte în corpul sau coada pancreasului Pot crește și apăsa pe organele din apropiere, provocând durerea. Cancerul se poate răspândi și la nervii din jurul pancreasului, ceea ce provoacă adesea dureri de spate. Pierderea apetitului și scăderea în greutate sunt simptome foarte frecvente în cancerul pancreatic. Greața și vărsăturile. Dacă tumora apasă pe o zonă a stomacului, acesta se blochează parțial trecerea alimentelor fiind îngreunată. De aici greața, vărsăturile și durerile care tind să se agraveze după masă. Mărirea vezicii biliare sau a ficatului. Dacă tumora blochează canalul biliar, bila se va acumula în vezică făcând-o mai mare. Medicul poate simți acest lucru la palpare ca un nod mare sub partea dreaptă a cutiei toracice. Ficatul poate să se mărească, mai ales când cancerul s-a răspândit până acolo. La fel, medicul este capabil să simtă marginea ficatului sub partea dreaptă a cutiei toracice. Chiaguri de sânge. Câteodată, primul indiciu că cineva are cancer pancreatic este un chiag de sânge într-o venă mare, adesea în picior. Aceasta se numește tromboză venoasă profundă. Simptomele pot include durere, umflare, roșață și căldură în piciorul afectat. Uneori o bucată din cheag se poate rupe și ajunge în plămâni, ceea ce ar putea îngreuna respirația sau poate provoca dureri în piept. Diabet Cancerul pancreatic poate cauza diabet deoarece sunt distruse celulele care produc insulina. Simptomele includ senzația de sete și foame și nevoia de a urina des. Eu sunt Laura și ești pe canalul Pacientul 2.0. Să-ți mai zic un cuvițel. Fă un clic pe clopoțel că te-ai uitat, e minunat, prezența ta ne-a încântat, am vrea să ne fii abonat. Poți să și distribui dacă dorești, mereu când dai ceva o să și primești. S-a văzut până acum? Nu, nu, jos. E de la de jos, dar zic să șterg Bravo! <laughs>